Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. Culmea, dovezile privind acest conflict de interese se află chiar la guvern, într-un raport al corpului de control al premierului. E adevărat, nu corpul de control al actualului premier, ci al unuia dintre foștii prim-ministri, domnul Orban, Ludovic Orban. Sunt din 2020, raportul este acolo din 2020. N-a interesat pe nimeni, aparent. S-au mers înainte pe principiul că poate s-au uitat. Că te întreb, nu poți să nu te întreb cam cât de serioasă a fost procedura de selecție, în condițiile în care acești domni și doamne se află la putere de câțiva ani, dețin toate pârghile și nu au dat, adică nu știau că domnul Căstoiu are această problemă. Una peste alta, gata, s-a terminat. Deci, acum, candidatul PSD-PNL pentru primăria Bucureștiului este... 4. 2. 4 lucește, ci să fie oare, cred că e Gabriela Firea și Sebastian Burduja. Ei sunt cei doi. Doamna Firea e din partea PSD. Ce surpriză. Dacă vă puneți întrebări. Spune doamna Gabi, că o recunoaște mai ușor. Doamna Gabi și domnul Burduja este de la PNL. Pe domnul Burduja nu știe multă lume, dar probabil că în această campanie se va afla despre dânsul. Cei doi, s-a stabilit că cei doi nu se vor ataca unul pe celălalt. Deci va fi o cursă, dar o să alerge de mânuță împreună. Să vedem dacă doamna Gabi o să reziste. Și rămâne de văzut cât de mult îl vor ataca pe domnul Piedone, care este un alt candidat. Verișor. Dar el vine, practic, da. Un verișor. El vine, cred, de la PPUSL. Care PPUSL? PPUSL, da. Cred că așa îi spune. Partidul domnului Voiculescu. Dar, cu siguranță... Da? Serios? Da. Felix. Eu așa știu, da. Sper să nu mă înșel. Candidează independent sau e susținut? PUSL. E PPUSL, nu? PUSL. PUSL. Nu mai e. E lui Voiculescu? Da. Doamne ferește. Da. Deci, doamne ferește, doamne, oricine are dreptul să-și facă partid în țara asta? Și, de ce nu-ți faci? Nu, eu nu mă aștept, că domnul Voiculescu are de întotdeauna câte un fel de partid, dar nu mă așteptam să-l susțină pe domnul Piedone. Păi cum să nu-l susțină? Eu știu, nu... Sunt... În fine, sunt mai naiv. Da. Deci nu știu cât o să-l atace doamna Firea și, și domnul Burduja pe domnul Piedone, dar cu siguranță toți vor trage, toți trei vor trage din toate pozițiile domnul Nicu Șordan. Nicu. Da. Domnul Șordan. Da. În dimineața asta aș vrea să vă auzim opiniile despre aceste schimbări. Sau bâlbe, le spuneți cum vreți. Noi n-am vorbit până acum la deșteptare despre campania electorală și despre candidați. Nu vrem să influențăm pe nimeni în niciun sens. Când sunt alegerile? Pe 9 iunie. Pe 9 alegeri iunie. Locale și europarlamentare. A, repede. Da. Adică n-au timp să facă prea mult pampoi. Bun. Unele mișcări sunt atât de spectaculoase încât nu pot fi ignorate și de aceea în dimineața asta am vrea să vorbim despre asta. Știrea este foarte proaspătă. Decizia a fost luată azi noapte, adică astăzi se așteaptă reacțiile doamnei Firea. În primul rând, domnul Burduja e plecat în Coreea de Sud. Băi, aici o mică paranteză, aș vrea, mă scuzați. Deci trebuie să fac această paranteză. Este o delegație oficială română în Coreea de Sud. Se discută mai multe lucruri, inclusiv intenția României de a cumpăra o buzieră, armament din Coreea de Sud. E un armament foarte bun, foarte performant. Ca mașinile... Domnul Iohannis, nu, fac niște obuziere foarte bune. Da, okay. Da. Domnul Iohannis s-a dus în Coreea de Sud în această vizită cu un avion privat. El. Cum se face? Cu o consilieră, cu ce-o fi, adică a închiriat un avion, s-a dus singur cu aparatul lui restrâns de lucru. Acolo, în Coreea de Sud, mai sunt domnul ministru Burduja, care e de la energie, domnul Raed Arafat, l-am văzut că mai este, mai sunt câțiva oficiali români. Poștii i-a trimis cu cursa de linie, înțelegi? Ei, fiți atenți, eu mă duc cu, cu avionul de lux, voi la economii săracilor. Păi n-are loc, mă, că are tot felul de consilieri, oameni de bază, că și-a pus și tablou cu Hakuna Matata, da, undeva într-un curs. Domnul Burduja e ministru, da, e ministru actualmente. La energie, da. Da, e ministrul la energie. Dacă întreb la Dulu sau nimic, nenorocesc cum. Bun, la telefon este Cătălin Stribea. Bună dimineața, Cătălin. Neața, Cătălin. Bună dimineața. Bună dimineața. Apreciem că te-ai trezit. Ne-a făcut plăcere să te trezim în dimineața asta. Să-ți amintești, da, de matinal. Aproape că n-am dormit de emoție. Circulă informația asta, cred că Digi24 publică, că pe Sebastian Burduja l-au pus în funcția asta de candidat la primărie în somn. Că omul era în Coreea de Sud și că dormea când l-au sunat oamenii ăștia. Și au spus, Sebi, îți aduce aminte tu că acum vreo lună de zile voiai să fii primar?
E, acum ți-ai câștigat șansa asta istorică. Mm-hmm. Ce caricatură de ședință, o să tragă multe poruncă PSD și PNL după întâmplarea asta. Asta vreau să întreb. Ce spun toate aceste ezitări și bâlbe despre felul în care funcționează coaliția PSD-PNL? Păi a fost o sumă de compromisuri, tot ceea ce au făcut ei ca să-l pună pe doctorul Cârstoiu, o sumă de compromisuri pe care, sau un compromis pe care domnul Ciolacu și l-a dorit foarte tare ca să nu aibă competiție în partid și uite că nu i s-a întâmplat. Iar cei de la PNL și-au dorit această alianță pentru primăria capitalei în ideea că vor avea mai multe alianțe în care PSD-ul să-i tragă în sus și în orice caz au dorit să nu aibă un eșec la capitală, că pe domnul Burduja scrie un eșec pentru că el este cel mai puțin cunoscut candidat dintre toți aceștia. Cred că e mai puțin cunoscut chiar decât doctorul Cârstoiu. Da, mult mai puțin cunoscut, chiar dacă are funcția asta de ministru. Doctorul Cârstoiu era șeful unui spital universitar, cât de cât multă lume ar mai fi auzit, sau unii oameni ar fi auzit de el, în primul rând au auzit Hot News, ceea ce s-a dovedit a fi foarte important pentru campania asta electorală. Și în condițiile astea, oamenii ăștia au trebuit să facă un compromis, care a fost aprobat de domnul Iohannis, să spunem și asta, că e o înfrângere și pentru domnul Iohannis. Domnul Iohannis a dat aprobarea asta și chiar și-a dorit, înțeleg foarte tare, ca doctorul Cârstoiu să fie în funcție, să ajungă, să meargă spre primărie. De asta și PNL aseară nu îndrăznea să găsească altă soluție din punctul ăsta de vedere. Așa că e un eșec pentru toți cei trei oameni care conduc chestiunea asta, Iohannis, Ciucă și Ciolacu. Și atenție, nu neapărat în fața alegătorilor, care oricum își vor da voturile lor și vor sancționa sau nu în fel și chip, dar în fața activului de partid. Adică toată chestiunea asta a produs supărare mare în rândul activului de partid și este prima fisură majoră pentru puterea lui Marcel Ciolacu în PSD, cât despre domnul Ciucă nu face decât să stârnească și mai tare furiile care existau deja la adresa lui în PNL. Despre președintele Iohannis trebuie să-și asume și el în fața lor această câmpenie pe care au făcut-o. Acum, însă, în cursă, s-ar putea să întâmple lucruri interesante. Să spunem de la început că ambii, și Firea și Burduja, pleacă cu șansa a doua. Pentru că deja publicul, cea mai mare parte a sa, s-a polarizat în jurul celor doi candidați care acum sunt principali, primarul capitalului și domnul Piedone. Lansarea candidaturii astea a lui Piedone a fost o surpriză pentru toată lumea. El are o susținere masivă dincolo de partidul domnului Voiculescu, care este mic sau inexistent pe scena politică, dar el are o susținere din partea multor dezvoltatori și imobiliari din capitală, care își doresc să dea sau să deblocheze planurile lui Nicușor Dan. Știți că Nicușor Dan a blocat orice dezvoltare imobiliară majoră în București, încercând să pună ordine în zona asta, iar sunt mulți oameni care susțin pe Piedone tocmai din acest motiv. Așadar, pe perioada următoare, Piedone și Nicușor Dan sunt principalii candidați, cap la cap, probabil. Sunt sondaje care arată mergând când unul, când altul, mai sus sau mai jos, despărțiți de câteva procente. Și eu cred că intrarea doamnei Firea, de fapt, mai puțin a lui Sebastian Burduja în această luptă, s-ar putea să schimbe un pic lucrurile, pentru că, în mod natural, doamna Firea și domnul Piedone împart o bucățică din același public. Trebuie să se lupte cam pentru același public. Deci mă aștept ca el să piardă câteva procente. Vom vedea pe parcursul campaniei electorale ce se mai întâmplă în zona asta. Dar nu aștept ca ea să redevină candidatul principal. Mi se pare că Piedone aduce o candidatură mai proaspătă și mai bine pregătită pentru un public populist. Deci cred că va fi o campanie în care toate cele trei personaje vor trage în Nicușor Dan, că n-au altfel cum, este singurul lor cal de bătaie, și în care cei doi de pe partea stângă, să spunem, Firea și cu Piedone, să-și macine cumva voturile. Și nu cred că s-a terminat seria de dezvăluiri, sincer să vă zic. Cred că s-ar putea să mai urmeze câte ceva ca în orice campanie electorală.
Da? Deocamdată să consemnăm prima mare fisură în această alianță PSD-PNL, care s-ar putea să aibă urmări mai importante pe parcursul și următoarelor alegeri pe care le avem în față. Da. Mulțumesc, Cătălin. Cătălin Sibel, astăzi la 1, îndrăznesc să te întreb dacă ți-ai stabilit. Vorbim despre asta, o să adunăm toate datele din noaptea asta și, sigur, e de râs și de plâns în același timp și o să invit ascultătorii România în direct să-și spună și ei părerea despre ce au făcut oamenii ăștia pentru primăria capitalei. Mulțumesc, Cătălin Sibila, așadar astăzi de la ora 13 România în direct. Pe acest subiect, din punctul meu de vedere, sunt curios cum va explica PSD-PNL sau cum vor explica, că am început să-i tratez ca un singur partid, cum vor explica aceste două partide simpatizanților lor și activului, modul în care au candidat comun în anumite locuri, candidat separați în alte locuri. Așadar, prieteni, întrebări pentru voi, vă așteptăm la 0372069599. Odată cu intrarea în cursă a doamnei Firea și a domnului Burduja, cine credeți că este avantajat și cine este dezavantajat în cursa pentru primăria municipiului București? Sunt în acest moment trei candidați puternici în cursă, doamna Firea, domnul Piedone, domnul Nicușor Dan, iar domnul Burduja beneficiază de sprijinul unui partid important, PNL. Deci este o cursă foarte interesantă. Cine credeți că e avantajat, cine e dezavantajat? Și doi, ce înțelegeți voi, prieteni, din această mișcare? 0372069599, numărul nostru de telefon, și mesaje pe WhatsApp, audio dacă vreți, 0728 3 de 1 3 de 2. Am sărit din pat astăzi, da. 7:38. Dezvăluirile de presă privind incompatibilitățile în care se afla sau se află doctorul Cârstoiu au determinat în cele din urmă alianța PSD-PNL să retragă pe acesta din cursa pentru primăria capitalei după o ședință foarte dificilă care a durat 14 ore ieri. În schimb, PSD-PNL vine acum cu două candidaturi, PSD cu doamna Firea, PNL cu domnul Burduja. Au jucat și ei dublu sau nimic. Da, s-ar putea. Hai să vedem. În cursă sunt acum, deci, trei candidați cu notorietate bună, Piedone, Firea și Nicușor Dan. Domnul Burduja beneficiază și dânsul de sprijinul unui partid puternic. Vă întrebăm în dimineața asta, cine credeți că e avantajat și cine dezavantajat în cursa pentru primăria municipiului București și ce înțelegeți voi, prieteni, din aceste mișcări? 0372069599. Vă ascultăm. Bună dimineața, Cristian. Bună, Cristian. Bună dimineața, băieți. Te rog, te ascult. Ca să răspund direct la întrebare, zic, cea mai mare, adică pierderea care o să fie cea mai mare este din partea celor două partide, care are o conducere de, nici de cascadurile râsului, nu știu, e ceva... Când zici pierdere, la ce te referi? Mă refer la domnii președinți de partid, domnul Ciolacu și domnul Ciucă, care, credeți-mă, după părerea mea, sunt niște... Nu știu, nu poți ca un partid atât de mare și o alianță așa de mare să, măcar cu cel puțin 6 luni de zile, să nu-ți cauți un candidat care să fie eligibil, să poți să-l pui în valoare și să poți scoate că când ajungi în fața alegătorilor să vii cu un adevărat candidat. Cine e avantajat și cine e dezavantajat în cursa asta, acum? În momentul ăsta, eu zic că un mare avantaj l-a creat domnul Nicușor Dan, pentru că se va împărți acolo, gândiți-vă, între Piedone și Firea. Da, da, da. Mulțumesc foarte mult. Salut, Ovidiu. Bun, Ovidiu. Salut, bună dimineața, bine v-am găsit. Te rog. Opinia ta. Opinia mea este destul de simplă, mie îmi plac lucrurile simple. Părerea mea, domnul Piedone este clar avantajat. Am auzit înainte pe Cătălin Sibila, parcă da. Publicul populist. Eu nu sunt public populist, eu sunt român. Așa. Și cetățean al României și bucureștean totodată. Eu cred pentru binele Bucureștiului și pentru noi totodată, domnul Piedone este cel mai bun primar care poate să-l aibă Bucureștiul. Iar referitor la alianța nocivă pentru români, PSD-PNL, toți candidații lor sunt pierduți din start. Doamna Firea, știm foarte bine că într-o țară normală trebuia să fie la pușcărie de mult,
cu dânsa, chetul dânsei. Celălalt Burduja, habar n-am cine este, nici nu știu și nici nu mă interesează, pentru că un video, dar doamna Firea, dar doamna Firea de la cine va lua voturi acum în cursă? Doamna pentru că Firea nu știu la cine va mai lua voturi, că de la români în niciun caz, încrederea ei este, încrederea mea în ea este zero barat. La fel și pe candidatul PNL, zero barat. Domnul Licușor Dan, zero barat, ca primar și ca orice. Deci clar, domnul Piedone, cât barat, ca să fie toți? Domnul barat, domnul Piedone, ce notă îi dai? Nu, domnul Piedone, până acum, pentru tot ce a făcut dânsul, 10 cu plus. Tot barat. Tot ce a făcut, stați mulțumesc. Mulțumesc mult, Ovidiu. Mulțumesc, Ovidiu. Hai să văd și cu Silviu. E și Silviu cu noi. Bună dimineața. Salut, Silviu. Bună dimineața, băieți. Salut. Salut. Din punctul meu de vedere, marele câștig îl are Nicușor Dan. De ce? Doamnă, pentru că, nu știu, din punctul meu de vedere, contrazic pe antevorbitorul meu, domnul Nicușor Dan a făcut lucruri pentru București. Mult mai multe decât ar face domnul Piedone, care, din punctul meu de vedere, nu e decât gura de el. Doamna Firea crede că primăria e doar o așa, o jucărie care îi aparține și se duce acolo să se joace cu bugetul Bucureștiului. Iar de domnul Burduja chiar nu știam, nu știu absolut nimic. Deci, din punctul meu de vedere, domnul Nicușor Dan este net câștigător în fața acestor doi. Și mai avem o întrebare? Ce înțelegi tu din această ezitare, bâlbă, revenire a coaliției PSD-PNL în privința candidaților? O mare incompetență politică care dă drept dovadă că nu avem oameni de calitate în care să conducă țara. Mulțumesc, Silviu. Mai avem timp? Da, mai e Ionuț cu noi. Bună dimineața! Ionuț, bună! Salut! Bună dimineața! Te rog, Ionuț, opinia ta. Părerea mea este că Nicușor Dan este clar avantajat în această situație, pentru că doamna de voluntari va rupe și va canibaliza electoratul presedist care până acum l-a avea candidat pe Piedone. Domnul Burduja este pus de PNL în înțelegere cu PSD doar ca să rupă de la Nicușor Dan, pentru că e clar că nu poate să câștige, iar PNL în București în ultimele, cred că 2-3 mandate a fost pe locul 3 ca partid, deci nu este un partid mare, uh-huh. Cel puțin în București. Iar această bulibășală, această bâlbă a celor două partide arată ceea ce a fost această alianță de la început, ca să, dacă îmi permite să folosesc un termen din medicină, este un anus contra naturii. Mulțumesc mult, Ionuț, și foarte explicit. O să terminăm cu această imagine. Lucrurile sunt realmente interesante dacă observi ce se întâmplă în următoarele luni. Campania asta electorală trebuie urmărită. Nu fiți siguri de niciun fel de rezultat înaintea alegerilor. Electoratul poate fi surprinzător și a arătat de multe ori asta. Dar alegerile din București s-au schimbat în momentul ăsta radical. Da, nu mai. Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.